tauri pentru a mobiliza votanții în chestiuni sau în probleme care, de fapt, lovesc în democrație. Și care nu e populist în România? O întrebare, că pe aia să nu înțeleg eu. Adică e ceva nepopulist în România? Vreun partid politic nu. Parlamentar? Da, păi, ce vorbim? Partidele noastre politice au ratat complet această șansă de a arăta că există o structură sănătoasă europeană. Asta e o mare problemă la noi. Da. O mare problemă. Deci nu există un partid care să fie avut o poziție foarte clară. Și aici și consecventă nu este vorba de drepturile unei comunități. Aici este vorba despre modul în care înțelegi raportul cu minoritățile, modul în care înțelegi toleranța. Veneam încoace și mă gândeam și vă cer un minut doar. Veneam și mă gândeam cui vorbim noi astăzi. Și mi-e groază că din perspectiva mea vorbim celor care ne ascultă pe noi, cei care împărtășesc aceeași poziție. Și mi-e groază că ceilalți înțeleg că e un joc politic și atâta tot. Cred că întrebarea bună este cum facem ca cei care nu văd, care înțeleg eronat sau nu, ca fiind un atac la adresa identităților, cum facem să înțeleagă că suntem, de fapt, mult mai apropiați în valori, în toleranță, în ceea ce suntem ca oameni. Pentru că mie mi-e teamă că orice referendum în România care are la bază o polarizare dintre aceasta falsă, absolut falsă. Noi aici discutăm despre un subiect neinteresant, dacă ar fi să-l vorbim strict intelectual. Da, ne trezim într-o temă politică. Dar civic este... Civic este esențial. Da. Spune ceva. Și întrebarea mea este cum facem să ne ducem către ceilalți, să nu le mai arătăm diferențele, pentru că de altfel pe asta se bazează tot, pe ideea de diferență. Și pe frică, pentru și că pe frică. Alimentăm teama într-o idee posibilă. Prima dată, conservatorii români din zona civică și afiliată religios au încercat cu o altă temă. Nu asta a fost prima temă. Au încercat cu avortul. Și ce să vezi, experiența din comunism a românilor, mă rog, au respins ideea că trebuie să întrecem avortul, cum s-a întâmplat în Polonia de altfel. Bun, și atunci au găsit o altă nișă ca să ducă această agendă conservatoare și să polarizeze, cum spuneau toți vorbitorii de aici, societatea. Și cumva cu o presiune pe politicianul român, care nu este nici școlit, nu este nici nu are niciun set de principii foarte clare, asumate, nici măcar ideologice. Adică să vezi liberali care susțin astfel de inițiative, mi se pare special. Sau social-democrați. Sau social-democrați. Urma social-democrații europeni. Bun, sunt atât de naționaliste conservatoare nu avem în Parlamentul României astăzi, care din păcate sunt cam toate. Adică asta este, dacă vreți, ideologia pe care partidele politice din România o asumă tacit cumva. Da, din nefericire, și aici întăresc ceea ce spui. Noi ne lăudăm cumva că nu avem forțe politice extremiste sau populiste, cum sunt Iobicu sau sunt... Dar din nefericire, atitudini, mentalități și chiar decizii politice în spiritul celor dorite de astfel de forțe politice pe care le cunoaștem în alte țări europene, sunt înglobate în partidele așa zise mainstream de la noi, PSD și PNL, care de multe ori au dovedit mentalități similare cu ale acestora cam pe toate cauzele care sunt în dispută și în diverse alte țări europene. Nu uitați că USR-ul s-a rupt acum, s-a dezmembrat puțin din această cauză. Da. Asta este motivul care stă la baza referendumului intern al USR-ului, care, apropo, câștigul, ca să zic așa, de partea, sau în opoziție cu referendumul, a fost 52%. Exact, adică cu 2%. Da. Vorbim de o clasă politică cu tendințe conservatoare, pentru că populismul, modul în care se face campania electorală, hăhăiala ca metodă politică, sunt dominante. Și atunci cine îi mai apără, ce forțe politice, ce lideri politici îi mai apără pe cei vulnerabili, pe cei care devin ținta urii instrumentalizată într-un referendum nedemocratic, în opinia mea? Doar Dumnezeu. Aici discutăm la sfârșit. Da, ne apărăm, într-un fel, cred că poate e rolul societății civile să intermedieze această relație între cetățean și, să spunem, de exemplu, în acest caz, comunitatea LGBT. Și iată că noi, persoanele LGBT, venim în fața cetățenilor și ne prezentăm, apropo de ce spunea și domnul Lungu, ne prezentăm așa cum suntem, ca toți ceilalți, și nu suntem, într-un fel, nu știu, amenințare la
adresa unității familiei și așa mai departe, ci dimpotrivă, noi ne dorim să fim acceptați în societate, noi suntem cetățeni plătitori de taxe și ne dorim aceleași drepturi ca toți ceilalți. Vrem, de fapt, să contribuim la bunăstarea societății, la binele general. Avem aceleași interese pentru această țară, ce țin de democrație, ce țin de creștere economică, ce țin de rezolvarea unor probleme sociale, ce țin de sărăcie și de alte probleme care sunt, într-adevăr, probleme reale ale familiei. De exemplu, problema migrației. 4 milioane de români care au plecat în străinătate în ultimii 10-15 ani, multe persoane LGBT pleacă din România tocmai din cauza că nu au aceste drepturi care să le fie respectate. Și vedeți, mai recent, Agenția Europeană a Medicamentului, dorind să se mute în București, a subliniat exact acest lucru. Faptul că în România nu există drepturi pentru persoanele LGBT și atunci angajații acestei agenții care se vor reloca la București nu vor fi protejați și care sunt persoane LGBT și nu vor fi protejați. Și apropo de clasa politică, în ultimii 15 ani, 16 ani de la dezincriminarea homosexualității în 2001, noi nu am văzut nicio legislație care să ne protejeze. Așadar, nu avem cum să atacăm noi societatea sau orice altceva din moment ce suntem complet descoperiți în fața legii și nu suntem recunoscuți. Și până la urmă, și imediat Nancy, până la urmă, ar trebui înțeles că niciunul dintre noi nu este confortabil să-și vadă un drept lezat sau un drept încălcat. Da? Fiecare din noi se poate simți într-un context al vieții că este dezavantajat, că este nedreptățit. Și atunci acest sentiment pe care l-ai atunci, în momentul în care realizezi că un drept îți este încălcat sau neglijat sau afectat, ar trebui să te facă să empatizezi, să înțelegi că și alte persoane pot să fie într-o situație similară tocmai din cauza ta atunci când nu recunoști egalitatea în drepturi pentru concetățenii tăi. Mă doare și ăsta este cuvântul, faptul că cei care afirmă valori tradiționale nu își amintesc că toleranța și iubirea este cea mai importantă valoare, dacă o vreți să o ducem în zona tradițională. A accepta pe celălalt în toate formele lui a însemnat exact trecerea de la creștinismul local la creștinismul universal. Dar nu ajung acolo. Vreau să vă spun. Da, și concluzia din Corinteni 13 este că mai presus decât credință și este iubirea. Exact. Sunt 10.000 de copii pe an abandonați în România. Asta ar trebui să nu ne lase să dormim. Vorbesc la modul cel mai serios. Deci noi suntem o țară care facem un referendum pe o chestiune mai degrabă care ne dezbină și nu vedem în fața noastră 10.000 de copii care nu au părinți. Oameni, sunt 10.000, sunt 10, nu un caz. 10.000 anual. 10.000 anual. Anual. Da. Dispar două comune medii pe an, pentru că nu mai avem creștere, nu mai avem natalitate. Dar dispar și este hemoragia, politicile, exact, și hemoragia plecarea spre Occident. Politicile sunt pentru păstrarea sărăciei, iar lumea face salturi incredibile. Uitați-vă ce se întâmplă în jurul nostru. Rămânem, nu e un fel de a vorbi, rămânem o lume izolată, obtuză. O lume care nu o să ne mai găsim noi rostul între ceilalți. Care nu se racordează la mersul lucrurilor din lumea de astăzi. Exact. Este ca și cum am trăit în trecut. Este ca și cum ne-am construit destine care sunt întoarse cu fața spre trecut. Este exact. Ca și cum am construit o societate pe care am putea o expune, iată, un exemplar istoric. Deci, în loc să înțelegem că lumea este foarte diversă și că, sigur, opțiunile de viață sunt individuale pentru fiecare în parte și ele trebuie în egală măsură respectate. Însă, important este ca o societate să fie un cadru în care toți oamenii să trăiască liber și în conformitate cu opțiunile lor, cu valorile lor, nu trebuie impuse valorile unora asupra tuturor. Și asta se întâmplă printr-un astfel de referendum, asta s-ar întâmpla. Ar fi vorba de impunerea unei viziuni asupra lumii,
de inspirație religioasă asupra unui stat și politicilor statului respectiv. Da, de păcate este instrumentalizată încă o dată, pentru că această inițiativă fără instrumentalizare politică, ea n-ar avea niciun fel de succes și efect. Din păcate, cea mai mare problemă, acolo unde văd eu o problemă, este instrumentalizarea politică și presiunea pe care cei la Coaliția pentru Familie o pun pe politicieni. Am văzut imediat reacții, cum a spus cineva ceva despre Coaliția Minunată, reacții că îi dau în judecată, că nu știu ce. Sunt foarte atenți la asta și foarte agresivi. Iar politicianul român simte această presiune și săracul, a spune cu ghilimele sau săraca cu ghilimele de rigoare, din motivele pe care le-am menționat mai devreme, cad în plasa unei astfel de abordări, care este ireversibilă din moment ce cădem într-o abordare conservatoare a modului în care se decid lucrurile în România. Interzicem, eu știu, schimbăm Constituția să punem acolo soț, soție, femeie și bărbat. Mâine, pe mine, apare pe interzicerea avortului, care este pe agenda acestei coaliții, nu? Și nu mai e nevoie de schimbarea de Constituție, ci de doar de legi care, exact, care sunt mai simplu. De presiune foarte simplu pot fi schimbate. În curând, nu știu, o să apară că cei din sat nu mai au voie în oraș, că trebuie să folosim numere la mașină, pare și impare, eu știu, tot fel de absurdități. Se deschide calea unei plaje foarte largi de posibile abuzuri legiferate în viitor, în viziunea acestei viziuni conservatoare. Asta e riscul, pentru că se pierde controlul, adică clasa politică, care este până așa cum este ea, este votată, e legitimă, bun, își pierde de fapt controlul pe administrarea, că vreți, a ceea ce România înseamnă. Iar un eventual succes, imediat, un eventual succes al acestui referendum ar putea da o forță extraordinară de presiune Coaliției pentru Familie, mult mai mare decât o are în prezent, înainte de referendum, pentru multe alte cauze pe care le-ar putea impune politicienilor. Ne apropiem și de publicitate, deci foarte scurt. De secunde și îmi cer scuze. Să spunem că Coaliția pentru Familie este plină numai de intenții bune, perfecte, nu ceea ce discutăm noi aici. Dar vreau să presupunem lucrul ăsta. Morala își pierde totalmente justificarea când e impusă cu forță. Morala înseamnă tocmai a avea libertatea să aleg cum nu trebuie. Deci toate sistemele acestea se bazează pe această eroare. Morala înseamnă pot să fac altfel decât ar trebui în concepția Dar ta. Pentru că înțeleg sau sunt ajutat să înțeleg de ce nu ar trebui să fac un lucru presupus rău, nu îl voi mai face. Și asta înseamnă să am alegeri etice. De mâine, dacă morala o vom impune, ea nu va mai exista. Evident. Să ne înțelegem. Și alunecăm spre totalitarism. Luăm acum publicitate și revenim apoi cu discuția. Scuze, Ioan. Am revenit, mai dau un scurt citat din articolul Tatianei Cojocari publicat în Adevărul. Asocierea strictă a Europei cu păcatul, cu minoritățile sexuale, în general portretizarea Europei și a lumii occidentale în general ca necreștină, chiar anticreștină în ochii românilor, este una dintre țintele pe care le pot fructifica inclusiv la nivel geopolitic diversi actori. În articol este menționată Rusia. În oglindă, prezentarea Rusiei ca singurul bastion al credinței, al ortodoxiei pure și dure, cum o declară de fiecare dată însuși președintele Vladimir Putin. Compromiterea Bisericii Ortodoxe Române în ochii politicienilor români, a credincioșilor și a Europei, prin subminarea poziției acesteia și ideea că BOR intră în politică, devine factor legislativ. Scopul Rusiei este clar aici. BOR, singura biserică ortodoxă latină, este biserica a doua ca și forță și consistență în lumea ortodoxă, deci concurentul principal al Bisericii Ortodoxe Ruse. Crearea de tensiuni în societatea românească pe o axă de polarizare fără precedent. Creștinism versus Europa. Sunt foarte mulți cetățeni care sunt creștini și care înțeleg foarte bine că drepturile omului sunt pentru toți. Nu este o luptă sau o polemică între atei și creștini sau între persoane LGBT și persoane heterosexuale. Este de fapt o cauză a înțelegerii, egalității și frățietății, îmi permit să spun, între toți oamenii. Avem o istorie dură, o istorie sângeroasă, o istorie de persecuții și violențe îngrozitoare, care au plecat întotdeauna de la ideea că unii sunt mai puțini oameni decât ceilalți.
Am avut sclavagism în România 500 de ani, romii au fost robi, inclusiv pe moșiile bisericilor. Am avut în Statele Unite sclavagie care s-a fost înăturată printr-un război sângeros cu 100 de mii de victime. Am avut Holocaust, am avut Gulag, am avut multe alte... Colonialism, multe alte forme, da. Sigur, lista este lungă. Inclusiv în România, persoane gay care au fost arestate timp de 30 de ani, zeci, sute de persoane gay care au fost trimise la închisoare și arestate pe codul penal. Inclusiv în anul 1900, până în 2001. Deci până în 2001 avem această istorie a persecuției, dar revenim puțin la observația din articolul pe care îl citați și observațiile dumneavoastră. Cred că vine tot acest val, vine inclusiv pe contextul unei Uniuni Europene care se află în criză și care este slăbită. Slăbită de Brexit, slăbită de politicile de austeritate care au fost puse în toată Europa în practică, o serie de inegalități sociale care există în continuare, criza migranților la fel, iar din partea partidelor politice europene văd că nu vedem niciun fel de semnal și este destul de îngrijorător faptul că socialiștii europeni încă nu au ieșit cu un mesaj către Partidul Social Democrat, către Liviu Dragnea, faptul că PSD-ul vrea să-și asume acest referendum într-un mod atât de deschis și atât de public, este incredibil pentru un partid social-democrat și pentru valorile social-democrației la nivel european. Eu cred că este de datoria socialiștilor europeni să intervină în această situație, să aibă discuții cu cei de la PSD, să se lămurească mai bine lucrurile cu privire la un referendum care încearcă în definitiv să restrângă drepturile unor minorități. Iar orice partid social-democrat din întreaga Europa trebuie să-și asume inclusiv agenda de reprezentare a minorităților. Trebuie spus că în toate țările în care parteneriatul civil și căsătoria între persoane de același sex au fost acceptate prin lege, au fost legiferate, acest lucru s-a produs cu suportul masiv al partidelor social-democrate, al partidelor liberale și al partidelor verzi. De regulă, aceste formațiuni politice în toate țările europene unde există astfel de legislații care recunosc egalitatea în drepturi între persoane LGBT și persoane heterosexuale, astfel de partide au promovat. Da, uneori chiar și partide conservatoare. Iată că în Germania, acum recent, când s-a votat legea prin care este recunoscută căsătoria între persoane LGBT, o bună parte dintre membrii Partidului Conservator al Angelei Merkel au votat pentru. Însă e clar că senatorii care se declară de stânga în Senatul României au totuși o responsabilitate de a-și duce la îndeplinire mandatul de reprezentare al tuturor cetățenilor. Din păcate, și ce este mulțumit. Inițiativa trebuie respinsă în Senat. Poți să-și numesc câțiva repede, Dovotaru, Manole, punct. Nu mai știu alții. Doamna Crețu, poate. Doamna Crețu, da, zona mai intelectuală, puțin. Da. Foarte puțin oameni de stânga în Parlamentul României, indiferent partidul lor. Stânga înțelegând, stânga progresivă, nu mă refer la... Stânga ancorată niște valori. Da, da. Apropo de valori, ideologia, pentru că tu ai spus că în alte țări și social-democrația și liberare, da, pentru că merg pe o linie ideologică clară și asumă principiile aia de viață, exact. Viața cotidiană. În timp ce la noi sunt trâncăneli ideologii, adică n-au nicio legătură cu ideologia. Dacă întrebi pe un polițian român de doi autori care îi duce, știu cum, gândul, ideologia la capăt, habar n-au, că n-au citit. Și asta pentru că nu este o școală de partide, în fine. E o altă discuție. Dar putem apropo să avem niște standarde măcar, cât de cât, la nivelul public. Da. Nu le avem, asta e problema. Da. Cât despre pericol din afară, în psihologia socială este simplu, dar este monstru din afară care vine și invadează spațiul nostru și noi avem datoria morală și așa, să luptăm cu monstru din afară, este creat artificial pentru că pare că azi vin homosexualii în România, n-au existat până astăzi și brusc Uniunea Europeană a deschis porțile către această situație. Am o veste proastă pentru cei care cred asta. Au existat întotdeauna gay, lesbieni în România. Bun, cu diverse forme de opresiune. Cum spunea Vlad mai devreme, au fost arestați până în anul 2001 pentru că aveau această orientare sexuală.
Deci nu e nimic nou, ne luptăm cu ceva din afară construit, ci e o realitate socială pe care cei mai mulți politicieni români, cei mai mulți intelectuali români, de marcă vezi de altfel, o ascund sub preș, parcă nu există problema. Ea există de mult, nu e rezolvată, asta e problema de fapt, iar soluțiile nu sunt să ne interzicem mai mult drepturile, ci din potrivă să recunoaștem problema dacă este o problemă și să găsim soluțiile, așa cum spunea Karl Popper, până la altă problemă. Ne apropiem de final și v-aș întreba pe fiecare, iar la final o să-mi expun și eu punctul de vedere, cum... Ce va face în ziua votului dacă vom avea acest referendum? Ce va face? Tu mai devreme ai spus că... Am anunțat deja, nu merg la vot pentru că validez și legitimez această inițiativă cu care nu sunt de acord și știu că are un fundament fals prin manipularea populației sau strâns 3 milioane de semnături. Vlad Vischi, ți-ai precizat opinie sau... O să vă dezamăgesc în sensul că încă reprezint o organizație, Asociația Mosaic, care nu a luat încă o decizie. Și noi încă sperăm sunt că mai multe variante, adică sunt, e sunt clar mai că mai avem, pe masă. Mai avem în continuare un vot în Senat, mai avem în continuare o decizie a Curții Constituționale, iar după ce acești pași se vor fi făcut, putem noi ca organizație putem să ieșim public cu o poziție. Pentru că până atunci noi încă sperăm că Senatul totuși se va trezi în ultimul moment. Sperăm în continuare și că și judecătorii Curții Constituționale vor observa toate neclaritățile din procedură. Nancy, 30 de secunde, cum te vei poziționa? În așteptarea politicienilor și chiar a Bisericii Ortodoxe Române care să ne ofere o temă care să ne unească și nu să ne dezbine, nu știu ce voi face, probabil că n-aș vrea să mă duc, dar dacă voi sesiza că se va crea pragul necesar validării, mă voi duce și voi vota potrivă, evident. Sper ca, pentru mine e important, nu ca politicienii, ca oamenii aceia care mă cred că sunt profund diferit față de ei, să înțeleagă că am putea să jucăm un joc împreună, am putea să bem o bere împreună, da, am putea să ne simțim bine împreună. Bun. Să nu ne mai despartă teme false. Eu, opinia mea este că ar trebui să mergem la referendum și să anulăm votul pentru a contabiliza numărul celor care se opun și sper foarte mult ca numărul acesta să fie consistent. Pe final, vă prezint această carte celebră a lui Richard Dawkins, Chimera credinței în Dumnezeu, The God Illusion în engleză, o carte excepțională care ar merita citită și de credincioși și de necredincioși. Iar acum, pe final, trebuie să fac un anunț. Această emisiune a fost inclusă în grila de vară a postului B1 TV. Grila se va schimba, așadar și această emisiune astăzi a fost la ultima ei ediție, urmând a pregăti un nou proiect pentru grila care va fi lansată în jurul lui 1 octombrie anul acesta. Vă mulțumesc foarte mult tuturor celor care ați urmărit emisiunea Puterea Ideilor.